Salutare, prieteni! Dacă zilele trecute am făcut un test lung, un experiment pe durata 3 ore, în care vă arătam cum se poate topi zăpadă pe mașină fără să intervenim fizic în niciun fel, astăzi vreau să vă arăt ceva foarte util, funcția de încălzire de pe Tesla, și o să vedeți că mașinile electrice au un mare avantaj la acest capitol, pentru că încălzirea habitacului se realizează mult, mult mai rapid decât la mașinile normale pe combustie. Am pornit cu o temperatură pe exterioară de 3 grade și o temperatură la interior la fel, în jurul valorii de 3 grade. Am arătat mai devreme și autonomia de plecare a mașinii, adică 262 de kilometri range, și în momentul în care am selectat funcția aceasta defrost car, mașina o să introducă în vehicul aer cât mai cald, în același timp o să încălzească și luneta și dacă noi selectăm, putem să încălzim cele două scaune față, doar unul dintre ele sau în cazul mașinilor care au și banchetă încălzită, toate scaunele din mașină sau anumite scaune se pot încălzi preferențial. După cum vedeți, la doar câteva secunde, maxim un minut de la pornirea încălzirii în mașină, deja avem o temperatură interioară de 7 grade Celsius și imediat ce mașina o să poată produce mai multă căldură, o să vedeți cât de frumos urcă temperatura în interiorul autovehicului. Chit că afară nu sunt temperaturi foarte prietenoase, așa cum avem parte în această perioadă a anului. Și gândiți-vă cât de utilă este această funcție, în special în diminețile foarte geroase, cu temperaturi de minus 5, minus 10. Și tu poți accesa această funcție și te poți duce la o mașină care este încălzită, chit că se află situată pe stradă sau în garaj sau oriunde vă țineți voi autovehiculul personal. După aproape 2 minute, deja avem o temperatură la interior de 12 grade în ceea ce urmează și de aici încolo o să urce foarte, foarte frumos pentru că deja aerul în interiorul mașinii nu mai este atât de rece și este mai simplu de încălzit. Și în același timp, mașina poate produce deja mai multă căldură pentru că a folosit funcția de precondiționare a bateriei și asta se traduce printr-o temperatură mai ridicată la interior. Nu durează mult și ne apropiem de valori de 20 de grade la interior. Și până în acest moment am consumat un singur kilometru din range-ul acestui autovehicul Tesla. După aproximativ 3 minute avem deja 20 de grade în mașină și o să lăsăm încă aproximativ 20-30 de secunde ca să ajungă temperatura la 23 de grade, adică să fie o creștere de temperatură de 20 de grade de la cele 3 grade inițiale până la cifra de 23. Și în aceste imagini aveți imagine cu mașina, așa cum am găsit-o, cu toate suprafețele din sticlă încălzite și topite, indiferent că vorbim de geamurile laterale, de parbriz sau de lunetă. În concluzie, doar 3 minute sunt suficiente ca să ridici temperatura în mașina ta cu aproximativ 20 de grade, indiferent că ai mașina parcată pe stradă sau în medii mai reci. Sper că ți-a plăcut testul de astăzi și dacă vrei să facem alte experimente cu Tesla Model S, lasă mai jos în comentarii ce vrei să afli de la noi și rezolvăm.